fiecare dumneavoastră încercați să realizați așa. Eu vă spun cu toată responsabilitatea că nu numai ați încercat, ați reușit să realizați niște lucrări foarte frumoase și, într-adevăr, și panotarea acestor frumoase lucrări scot în evidență lucrurile în sfera cu adevărat a frumosului. Sunt bucuros că vă revăd, că la un moment dat, participând de mai multe ori la întâlnirile dumneavoastră, chiar dacă n-ați fi prezent, ați putea să spun acum este lucrare. Și este un lucru deosebit că aveți personalitate. Și iarăși un lucru care vreau să îl subliniez este faptul că tot ceea ce gândiți și realizați respectă gramatica formelor plastice. Fie că este vorba de graficelor, fie că este vorba de acuarelă, fie că este vorba de a folosi acrilic. Iarăși, stăpâniți acest tehnic și felicitări pentru acest lucru. Ovidiu, noi amândoi am mai comentat la galeria ta cu ani în urmă expoziția de acolo, nici nu a fost televizată, și am ca și acum, numai că acum avem vocea mai stinsă și eu și pentru cei care stau mai în spate, poate nu auzi, chiar că da. Însă, eu zic să întâi să ne mulțumim celor care au venit cu lucrări, celor care sunt prezenți aici cu lucrări și ne-am propus noi să nu vorbim mult, să ne stați în picioare, mă rog, și dar să spunem lucruri de esență. A venit cu o bucurie pentru ochi și nu numai atâta. Vedeți, Craiova este un oraș destul de mare. De aici a plecat Mihai Viteazul și a avut mare ecou în sănătate, în cancelarii, de marele cancelarii ale lumii. Deci au plăcut cu respect. Și aici s-a născut și Corneliu Baba. Aici s-a născut Corneliu Baba. Eu, Țupulescu, vreau să vă spun, uite, am uitat să-l trec pe Dela Sălțeanu, care, colegii, au organizat această expoziție. Grupul acesta, totuși, a rămas și cu sufletul și, iată, aduc, cu toate că sunt atâtea lucruri care sustrag de la... Deși tu, din prea plinul ființei, și bineînțeles, datorită faptul că toți care sunt datorită unui talent, și talentul nu vine de fite unde. Te-ai născut cu acest talent. Și m-am uitat, nu sunt încadrate, știu eu, cu diferite, niște curente. Fiecare a venit cu prea plinul lui, fiecare cu talentul lui și fără să se uite într-o grădină a vecinului. El a venit cu el, cu sinele lui, cu ceea ce iubește lui, cu ce îi place lui. E, acum e timpul să o anunț pe colega noastră și să ne bucurăm că ei se prezintă Ana Turcă cu acele frumoase peisaje cu care a venit. Alături de noi. Și iată, alături de noi. Și, mă rog, iar o activitate mult mai bună, nu ca mai bună, dar de mult vine cu lucrări în expoziții. Vedeți, spuneam eu că Mihai Viteazul a fost respectat de marile cancelarii ale lobby,
Așa, deci noi venim de undeva, nu venim din nimic. Și de aceea, cum spunea Bărbulescu, aici este calitate. Se vede calitate în lucrări. Noi ne gândiserăm, când am vorbit cu Nela Sărceanu, să avem aici, să vină un poet, să fie cineva, așa cum este acum, să cânte la pian, cineva care trebuie să cânte la pian, la vioară, așa o ungire a artelor. Și ceva nou, ceva nou acum, că alături de dânsii sunt și cei trei copii care participă alături de dânsii la această expoziție. Vreau să văd cine sunt, dacă sunt prezenți aici. Cine sunt? Dumneavoastră și mai cine? Așa. Ce vreau să vă spun. În Craiova ați auzit de Țurculescu. Țurculescu, fiind elev împreună cu fratele lui, au fost acceptați în expoziție alături de un mare pictor, Stoienescu, care expunea la Londra, la Lisabona, la München, și aceștia erau învățăcei, îi educa doamna Tribalski. Doamna Tribalski aici în Craiova, un nume recunoscut, și această doamnă Tribalski, deși ne-am propus să vorbim mai scurt, în Germania, după ce a terminat institutul, a fost în gazdă la o gazdă de intelectual și să le facă menajul și a fost văzută pictând în curtea casei și a făcut o lucrare atât de frumoasă că a spus, tu de mâine vei fi cu noi la masă. Vedeți? Ești talentată, se vede talentul în această lucrare. Ei știau să aprecieze. Și eu și Bărbulescu am făcut așa fel, acum în Craiova, împreună cu câțiva colegi, ca noi spunem că la școală se învață desenul. Noi am spus să facem așa fel încât să se facă că se face educație artistică plastică. Pentru că, vedeți, și acum suntem puțin, ca să poți să receptezi foarte bine o lucrare, trebuie să ai o anumită educație. Această educație artistică plastică de care vă spuneam și eu și Ovidiu, el strângea lucrările, eu le duceam la București la expoziții și așa în cataloge nu mai scria desenul. Ora de desen, spunea, ora de educație artistică plastică. Și după mine, de fapt, educație este nu numai la plastică. Și veneam cu elevii de la pedagogică, deci cu învățătorii, pictorii învățători, și împreună cu tine și cu Lucian Romneanu, discutam în fața copiilor, în așa fel încât ei să poată să descopere frumusețile. O video de era cu elevii care la rândul lor duceau în învățământ și educau pe că venea prea să o cultură plastică. Altfel, vedeți, fiecare are, vine, este el, e sufletul lui acolo. Expoziția, într-adevăr, nu e unitară, dar e unicat. Fiecare veni cu lucrări unicat. Și aceasta se vede în lucrări. Și cu asta nu mai vorbesc decât atâta. De exemplu, acum, la ora actuală, înainte, nu știu, să făceau două ore de educație plastică pentru viitori învățători și în anul 5, istoria artelor plastice și gramatică, caligrafie. Acum nu se mai face istoria artelor plastice, nu se mai predă caligrafie, nici învățătorii la clasele 1-4 nu mai predau caligrafie. Vedeți? Așa cum atunci a fost acceptat Țurculescu, așa și acești tineri, vedeți, e o continuitate, e generozitatea aceasta a noastră, a oltenilor. Și iată, Rastoienescu, la un moment dat, a ajuns rectorul, nu a fost rectorul Institutului de Arte Plastice. Atunci se spune arte frumoase. De fapt, iată, artele frumoase. Cineva spunea, domnule,
Păi nu vreau să văd, nu știu ce, pe pânză, decât dacă a făcut bele arte, ardele frumoase, vreau să văd un lucru care să miște sufletul, să rup și să ne împlin, să ne dăm posibilitatea deșilor să... Da, acum... Vrem să declarăm și expoziția deschisă, dar am vrea și un moment artistic, că l-am pregătit. Ce s-a întâmplat? Noi am vorbit, ca, cum vă spuneam, să vină un poet, acesta mi-a putut veni și o să citesc eu. Nici o lună acum mi-a trimis-o, dacă nu o să pot să citesc ca un actor, vă rog să mă scuzați de acum. Este poetul, se numește Mihai Măceș, este craiovean. I-am văzut la o televiziune, el alături de poetul Ioan Maria, care stă, locuiește în Craiovița, și spuneau poet de cartier, ca și cum ar fi, dacă locuiești în cartier și ești pictor, ești pictor de cartier. Nu! Ești sau nu ești pictor? Ești sau nu ești? Ai talent sau nu ai? Ai chemare. Și o să vă citesc una din poezii, după care o să trecă la pian Roberta, tânăra elevă.